între praznic și iesle de Simeon Marțian. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat unea nume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De 2 milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor. Dar cel mai ades, cel serbat nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc, într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de-a stelei lumină, se amestecă încet spre deruta de plină, cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe, pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut. Și pruncul venit din cerească spledoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus. Primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrima sfântă Iisus.